Cafeaua din orz este o băutură caldă tradițională italiană prin infuzia de orz prăjit și măcinat. Absența cofeinei, de exemplu, o face o opțiune atractivă pentru diferite grupuri de consumatori, de la tineri până la femeile însărcinate, dar ca orice aliment are contraindicații. În timpul celui de-al doilea război mondial și imediat după, cafeaua de ori și cafeaua de cicoare au apărut ca alternative populare la cafea, care erau greu de obținut din cauza conflictului. În unele națiuni europene, în special în cele afectate de o perioadă postbelică prelungită, cum ar fi Spania, cafeaua din orz a fost asociată cu sărăcia și o economie în criză. Atenția renuită pentru o alimentație mai sănătoasă a adus-o apoi în prim-plan și astăzi în restul bătrânului continent, în special în Germania, dar și peste ocean, de exemplu în Latină, unde este cunoscut și apreciat sub numele de cafe de cebada. Cafeaua de orz are un aport caloric de aproximativ 350-400 de calorii la 100 de grame de produs uscat, cu un echilibru interesant între nutrienți esențiali, cu 9,3 grame de proteine, 2,4 grame de lipide și 85 de grame de carbohidrați, este o alegere versatilă pentru cei care caută o gustare sănătoasă cu un aport scăzut de calorii. Varianta de pudră solubilă preferată pentru caracterul practic se remarcă prin densitatea calorii calorică mai mică, cu aproximativ 350 de calorii la 100 de grame. Odată pregătită, infuzia, băutura conține doar 20 de calorii la 100 de mililitri de lichid. Datorită absenței cofeinei și a acidității scăzute, cafeaua de orz apare ca o opțiune bine tolerată pentru cei care suferă de gastrită. Toate acestea este recomandat să consultați un medic pentru o evaluare personalizată, deoarece răspunsurile individuale pot varia. În ciuda profitului ridicat de siguranță, rezultat din absența cofeinei, ca toate alimentele prăjite, cafeaua din orz, ors conține acrilamidă. Acrilamida este o substanță de clasa a doua potențial cancerigenă conform experților, relatează Mediafax.ro.